Hei, mă țin de dimineață să vă spun că Gabriela a creat un grup pe WhatsApp unde va preda lecții de fitness și nu neapărat de sport, cât și de o alimentație sănătoasă. Eu cred că merită să încercăm și noi. Mă tot gândesc de azi dimineața dacă să mă înscriu și eu, pentru că nu aș vrea să-mi dezvolu, în primul rând, identitatea și, în al doilea rând, să-i dau vreo stare de disconfort Gabrielei. Dar, sincer, mi-aș dori să aflu informații noi, în primul rând, pentru că aflați rețete noi de mâncare. Din câte cunosc eu... O viață sănătoasă înseamnă 80% alimentație și 20% sport. Deci nu trebuie neapărat, nu vă gândiți că cine știe ce sport o să facem, În primul rând putem afla informații despre alimentație și asta contează foarte mult. Să cunoaștem și noi îngramajele, cam cât ar fi potrivit să mănânci, ce ar fi potrivit să mănânci, ce e bine să combin și ce nu. Este un grup de WhatsApp unde Gabriela se va ocupa individual de fiecare persoană, deci întrebările noastre pot fi diverse, nu trebuie neapărat să fie un șablon. Eu am văzut că în zilele trecute chiar a muncit foarte mult să se ocupe de de aceste informații, așa că vă rog cu încredere să, să o contactați pe Instagram. Dacă vreți să intrați în grupul de WhatsApp, îi trimiteți mesaje pe Insta și îi spuneți că vreți să, să faceți parte din grup. Se mai poate înscrie în grup până la ora 12 noaptea pentru că nu vă seama și lucrurile sunt un pic limitate pentru că este volum mare de muncă. Vă rog din suflet dacă simțiți nevoia să cunoașteți lucruri noi, să aveți informații, nu neapărat pentru dumneavoastră, cât și pentru, nu știu, un frate, un soț sau... Un copil, chiar știți, ați văzut ce aliment alimentație defectuoasă avem în ultima perioadă. Eu cred că merită să să încercăm și să-i dăm o șansă Gabrielei, mai ales că este o muncă cinstită și merită să aibă un imbul de așa de început. Nu știu, o satisfacție că poate să facă asta și o face de una singură. Eu vă spuneam că mă reține doar faptul că că nu aș vrea să-mi dezvolui intensitatea și n-aș vrea să o pun nici pe ea într-o postură, nu știu, ciudată. Dar chiar aș vrea să-mi scrieți în comentarii câți dintre dumneavoastră sunteți deja în grup sau câți vă veți înscrie până la 12 noapte. Chiar sunt tare curioasă. Vă rog din suflet să o faceți pentru că nu, nu e nimic, adică nu facem mare efort. E pentru noi.